Salut! Eu sunt Andrei de la Ikim Dance Academy din Iași și în clipul de astăzi vreau să-ți arăt cum să dansezi un dans foarte important cu care te vei întâlni la orice petrecere și anume hora. Îți voi arăta doi pași pe care îi poți dansa atunci când începe acest stil de dans, adică muzica populară și lumea dansează într-un cerc, adică în horă. Aceștia sunt un pas în lateral și un pas frontal, adică în față și în spate și în lateral. Cu siguranță ai mai întâlnit sau sigur ai văzut măcar o dată acest pași, dar acum cu acest video cu siguranță vei reuși și tu să-i dansezi de acum. Avem picioarele lipite și acum vom pleca. Un pas în lateral, celălalt pas vine puțin încrucișat în față, acum pășim iarăși în lateral, iar acum aducem piciorul unul lângă celălalt sau puțin mai în față, adică aici. Avem 1, 2, 3, punctez, 1, 2, 3, punctez și 1, 2, 3, punctez și tot așa. Ce este? Este important ca pașii să nu fie foarte mari, ci undeva la nivelul umerilor și acum îl voi face o dată și din profil acest pas. Deci, pășim în lateral, celălalt picior se duce în față, pășim iarăși în lateral și lipim. Și acum merge stâng, drept, stâng, apropiem, drept, stâng, drept, apropiem și 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mâinile noastre, în general, sunt conectate cu mâinile persoanelor care sunt în stânga și în dreapta și dacă mai încercăm încă o dată și acum pe muzică, avem. Destul de simplu acest pas, nu? Bun, acum te voi mai învăța o mișcare care în general se folosește atunci când la o petrecere se dansează hora și anume atunci când oamenii merg în față și în spate, cu siguranță ai văzut tu când se formează acel cerc și lumea merge spre centru, iar apoi se duce în spate. Bun, ca să înțelegi mai bine acest pas, îți voi arăta din profil. Avem picioarele lipite și acum vom pleca în față cu piciorul stâng și avem un pas, acum facem cu dreptul, al doilea pas, al treilea pas și la ultimul pas vom lipi picioarele. Și acum, dacă mergem în spate, vom păși cu piciorul drept și vom face drept, stâng, drept, lipim și stâng, drept, stâng, lipim, drept, stâng, drept, lipim. O să fac o dată și cu fața la voi, deci avem stâng, drept, stâng, lipesc, drept, stâng, drept, lipesc și 1, 2, 3, punctez, 1, 2, 3, punctez. Acum vom încerca ca aceste două mișcări să le punem împreună. Bineînțeles, atunci când este o situație reală, la o petrecere concretă, nu se vor dansa, nu știu, de două ori pasul lateral și de două ori pasul față-spate, ci se dansează mai mult. Dar acum, ca să vă fie vouă mai util, să nu pierdem două ore dansând o horă, o să vă arăt de două ori un pas, de două ori următorul pas. Adică, avem picioarele lipite și mergem. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 și încă o dată. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 și. Acum, dacă legăm cei doi pași, vom avea. Pășesc prima oară cu pasul lateral. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Și acum mă voi deplasa spre față. Și. 1, 2, 3, punctez, 1, 2, 3, punctez, 1, 2, 3, punctez, 1, 2, 3, punctez. Și dacă facem aceste două mișcări pe muzică, doar că acum voi începe diferit, adică prima oară voi face pasul frontal, iar apoi voi merge în lateral, vom avea și... Un alt lucru important pe care aș vrea să ți-l zic este ca genunchii să fie destul de relaxați și ei să țină ritmul melodiei și să reușiți așa să vă coordonați cu muzica. Adică să nu fiți drept și să faceți lucrurile astea doar din tălpi, ci să încercați să implicați și puțin genunchii, pentru că ei, în general, în timpul dansului ne dau ritmul. Îți mulțumesc că te-ai uitat la acest video, sper că te-a ajutat și de acum la petreceri nu vei mai sta atât de mult la masă și nu ți va mai fi frică să intri în horă. Un alt lucru foarte important pe care vreau să menționez este că acești pași, în general, ceea ce predau eu, se adresează adulților care vor să danseze la o petrecere și nu vor neapărat să facă un dans profesionist. Eu am făcut 16 ani de dans sportiv și am mai cochetat și cu dansul popular, dar de multe ori primesc comentarii de la oameni care sunt în ansambluri de dans și spun: nu, Andrei, că acolo nu este deloc așa, eu am învățat cu totul altfel, minți oamenii și nu înveți cum trebuie. Vreau să vă spun că acești pași funcționează într-o lume reală în care vreau să dansez la o petrecere și să mă simt bine, nu trebuie să aibă o anumită tehnică sau să fie pasul exact așa ca la carte. Da? Eu vreau să te ajut într-un mod real ca tu să dansezi și să te simți mai bine la o petrecere.
Totodată, dacă ți-a plăcut acest script, nu uita să lași un like, un comentariu și să-mi spui dacă ți-a ieșit și, în ultimul rând, un subscribe pentru a fi la curent cu cele mai inspiraționale clipuri de dans. Iar dacă ești din Iași, te aștept și la Academia noastră, Ikim Dance Academy, poți cauți pe Facebook, Google și altele, așa că ne vedem!